Michael Jackson înainte să moară și a făcut o piesă They Don't Really Care About Us, pe care l-a, a făcut-o în limba română. Astăzi a venit însă cu o piesă foarte sensibilă, o piesă foarte frumoasă, o piesă despre mame, o piesă în care cred că toată lumea se regăsește, și cei care au mame și cei care nu mai au mamele printre noi, pentru că e o piesă așa foarte generală și într-adevăr mama cel mai de preț lucru pe care un om îl are pe acest pământ. Încă o dată, bună seara, Mihăiță! Bună seara tuturor! Bună seara! Cât de tare te emoționează atunci când cânti versurile pe care le-am ascultat mai devreme? Păi, îți dai seama dacă exact cum am și compus-o, cu... pot să spun cu durere, să spun cu multă pasiune. Tu ești artist și eu cânt din tot sufletul, mai ales că simți ceea ce cânti. Da, eu cânt din tot sufletul cam tot ce cânt, numai melodia asta, dar asta chiar mi-a plăcut foarte mult și, în primul rând, e vorba despre mame, mame în general, toate mamele. Și normal că am depus suflet la melodia asta și mi-a plăcut și îmi place în continuare. Abia aștept să dea drumul la petreceri, știi că suntem să poți cânta această situație, melodie. Da. Și să pot să cânt melodia asta, deja m-au sunat mulți prieteni și sunt convins că vor curge, mi-au cerut-o. Vor curge foarte multe lacrimi pe această piesă. Eu cred că da. Și cei mai care ales... au mamele în viață și cei care nu le da, au. Da, și cei care au și cei care nu mai au mame. E foarte frumoasă melodia, mie place foarte mult. Cred că și ție îți place, nu? Da. Pe de altă parte, deși știu că tu nu vrei să vorbești despre viața ta... Deocamdată. Deocamdată, nu? Da. Trebuie să le spunem celor de acasă, pentru că tu ai făcut o piesă foarte frumoasă, că tu ești unul dintre oamenii care și-a pierdut mama la vârsta de un an. Când aveam eu un an. Când aveai tu un an, da. Da. Clar. N-ai cunoscut-o practic, dar bănuiesc... La un an ce să cunosc? Da. Practic n-ai niciun fel de amintire, deși un an de zile totuși Amintire nu, am poze acasă, da. Ai poze când erai tu bebeluș cu mămica ta? Da. Bănuiesc că până la urmă ai cunoscut și dorul de mamă. Au trecut ani și exista un moment în care ți-ai fi dorit poate să o strângi în brațe pe cea care ți-a dat viață. Cea care mi-a dat viață, da. Ai spus bine că... care m-a crescut, mama care m-a crescut, vă dați seama, ea e mama care m-a crescut. Ea e mama. Da. Dar am simțit... un sentiment așa și mai ales pentru toată lumea, toți cei care au mame, nu numai neapărat mama aici, mea. Uite, prin experiența ta de viață, poate că se regăsesc mulți cei care te urmăresc acum și în care găsesc în tine, poate, nu știu, o motivație de a merge mai departe, poate învață ceva din ceea ce tu le spui. Oameni care te admiră, fanii tăi. Da. Cum ai reușit tu să treci peste această experiență de viață, această tragedie până la urmă, chiar dacă erai micuț? Păi da, asta e că nici n-am simțit... Te-a marcat în vreun fel? Ai simțit... Nu, dar la un an de zile ce să simt? Și de ce? Pentru că, uite, totuși au trecut foarte mulți ani de atunci și ție ți-e greu în continuare să vorbești despre lucrul ăsta. Și de-aia... M-a crescut mama. Mama? Care m-a crescut. Da. Și normal că n-am simțit greul care trebuie, știi ce vreau să spun? Nu am simțit extraordinar greul, că... Dacă m-a crescut... Corect. Dar, Mihăiță, când ai mai crescut? Când, nu știu, la 10 anișori, să zic, l-ai întrebat pe tatăl tău, tată, cum era mama? Da, păi normal că am măcar întrebat și am aflat. Era o femeie foarte bună, vă dați seama. Ce am auzit și eu. Exact ce am auzit. Exact. Ce ai auzit? Ce ai auzit despre mama ta? Era o femeie foarte bună, o mamă foarte bună. Era foarte geloasă, din ce știu. La el. Și... Nici nu mai țin minte, eram foarte mic. Bănuiesc că în familia ta, cel care te-a crescut a fost tatăl tău până să o ai pe cealaltă mamă care te-a... Ce a durat? La 2-3 ani, da. La 2-3 ani? S-a recăsătorit și imediat, dar eu n-am simțit, pentru că eram foarte erai mic. Erai foarte mic, da, clar. Normal. Cât și ce relație ai avut cu mama care te-a crescut? Foarte bună, am avut și am. Și am mai frumoasă relație. Da. Până la urmă... E mamă cine te crește, știi cum e vorba, da? Mihăiță, da, mai ai așa momente că voi artiștii aveți un suflet foarte sensibil. Ia spune. Nu greșesc? Nu. Da. Asta zic. Dacă greșesc, să mă corectez. Mai ai momente în care, nu știu, te întinzi așa în pat și închizi ochii și te gândești la mama ta? Păi de asta am și făcut melodia, măi. Am specificat. Am creat această melodie și pentru mama mea și cea care nu mai este...
Și mama care este, care o am, da? Pentru actuală, toate mamele. Și pentru toate mamele am făcut această... Bine, da, există poze cu mama ta în casă, nu știu... În casă? În casa ta, încă ai poze cu mama ta la care să te mai uiți așa, pe care să le mai frunzărești? Da, le-am puse bine, da. Și te mai uiți așa din când în când la ele? Băi, nu mai m-am uitat de ceva vreme. De ce vrei să vă mint acum să spun, da, m-am uitat și... Nu, nu, nu m-am uitat acum, recent. Uite, până la urmă au trecut atâția ani, îți este greu să vorbești despre această poveste. Cred că oricăruia dintre noi n-ar fi greu, însă până la urmă așa e viața. Cât de mult te-a maturizat toată treaba asta? Cu toate că, ok, aveai un an de zile, nu ai simțit toată această pierdere. Ai simțit că crescând fără mama ta biologică, te-ai maturizat, ai fost unul mai puternic? Nu am, am fost mai puternic, întotdeauna am fost puternic asta și zic. Sunt. Nu am simțit. Din moment ce ai mamă care te crește și care se poartă are exemplar de tine, cu tine, da, bănesc. Da, nu ai cum să simți acel greu, știi ce spun? Nu știu ce să spun, da. Cum ai să fii tu și cum ești tu ca tată din toată experiența asta, din toată povestea asta? Pentru că și tu primii ani din viață ai fost crescut de tatăl tău. Ce ai să le spui copiilor? Ce exemplu ai să le dai? Ce ai să spui soției tale, mamei copiilor, da, tăi? Ce sfaturi vei da sau ce le vei da copiilor tăi din ceea ce ai trăit tu? Păi ce să le dau? În primul rând să vadă cum sunt eu și cum am crescut și ce tată bun sunt eu, ca să poată lua și copiii mei de la mine ce am învățat eu și cum sunt eu. Ce pot să spun? Care este cel mai frumos sfat de viață pe care l-ai primit de la tatăl tău, Mihăiță? Poftim? Care este cel mai frumos sfat de viață? Ce te-a învățat tatăl tău așa de-a lungul timpului? Să fii un om cum? Cum îți vorbea? Cum îți vorbește? Un om, orice tată vă dați seama că vorbește din inimă. Ce trebuie și din inimă, da. Să fii un om bun, respectos, cu minte, să-ți vezi de meseria care o ai. Bravo. Așa, bun. Să nu te duci, să nu te... cu anturaje, cu prostii. E, uite că ai ținut cont de sfaturile tatălui tău și ai ajuns unul dintre cei mai de succes artiști din România. Ce să mulțumesc, mai mulțumesc din suflet. Și am ținut cont și sunt mulți care, chiar dacă li se spune copiilor, alții nu fac. Nu respectă acest lucru. Nu respectă tot ca ei fac. Tu o să mie mi-a și plăcut să fiu așa. Adică să asculți de vorba lui. Să-mi văd meseria mea, să fiu un om corect, cu minte în primul rând, corect, și să nu fac alte prostii. E simplu. Minunat. Și iată că viața ta a răsplătit și ai ajuns un artist foarte bun. Eu mi-am văzut de meseria mea, am muncit foarte mult la imaginea mea și muncesc în continuare. Am văzut, pentru că de curând te-ai întors, melodii, din America. Ai fost într-un turneu, da, în America. Povestește-ne despre America. Ai fost 3 luni de zile în America, nu? Da. Unde în America? În toată. În toată America. Spune-ne pe unde te-ai plimbat, pe toate statele. New York, am aterizat la New York în primul rând. Bun, frumos. Ieri am prins puțin... Polei. Nu. Am prins puțină căldură. A, bun. Da. Am stat, să zic, vreo 4-5 zile. Ai fost la mormântul lui Michael Jackson? Da, dar nu ne-a primit... Cel care te-a consacrat, de altfel, da, pentru că piesa ta... Da, uite, imagine, chiar am vrut... Aici este mormântul lui Michael, da? Unde intri în capelă. Da, nu? Deci nu e, să știți că nu e afară, undeva cum e la noi. Crucea și... E ca o casă, așa, nu? E ca o clădire. Este o clădire, de fapt. Uite, că se vede. Ca o capelă mult mai mare față de ceea ce avem noi. Da. Este, dacă vedeți acolo și în imagine, este un interfon. Sunt și pe cine suni la interfon? Ascultă-mă. Yeah. Deci, spun sincer, din inimă. Am sunat. Așa. Noi, prietenii, că suntem mai mulți acolo, da? Formația. Uh-huh. Și a răspuns, cred, că cea de la poartă... Când intrarea cimitirului, paza, și a spus colegului meu, a înțeles, a spus în engleză, că dacă suntem familia Jackson, numai familia are voie să intre, îi deschide ușa să intre. Am înțeles. Lângă mormânt, înăuntru. Și atunci n-am avut ce să fac, decât că așa cum se vede acolo, am aprins niște lumânări. Cum,
cum e acolo? Care e atmosfera? Am chiar dacă n-ați reușit să intrați, Mihăiță. Băi, te simți altfel, crede-mă. Ai fost emoționat? Da. Ai fost foarte emoționat, nu? Am fost la Starul Lumii. Erau mulți oameni în față? Vă dați seama că acolo vind în... pot să spun în toate colțurile lumii. Clar. Erau semnămânări, nu? Sunt tablouri, mesaje, nu? Da, acolo și jos, că acolo am urcat pe niște scări unde se vede că... Dar și jos sunt și jos, da, tablouri astea mici cu el... Postere, poze... Da, candele, scrisori foarte multe, scrisori. Plicuri și chiar nu mi-a părut rău că n-am putut să intru. Ați lăsat și voi o candelă, bănuiesc, nu? Ați da, prins da, acolo, băi, este acolo așa, da. Tatei gândit vreo exemplu să cânți acolo ceva în memoria lui? Am vrut, dar m-am rugat de colegul meu, acum îl dau în primire să audă toată România. Îl părăști? Da. Colegul meu, Sorinel Puștu, fratele meu. Aha, ai fost cu el? Da, bun. Cu Sorinel Puștu, am fost împreună în America. El a mai rămas puțin, o să ajungă și el acasă și o să vină la voi în emisiune. Bun, îl așteptăm cu drag. Da. Și chiar m-am rugat de el să meargă să... să-mi compună câteva strofe, dar nu știu, mi se pare că a plecat mai devreme înaintea mea la unde trebuia să ajungem la petrecere. Da. Și a rămas, lasă că merg și nu. Și n-ați mai mers. Da. Deci iată un moment emoționant. Uite, aveți poze acolo împreună. Da. Un moment aici emoționant. Suntem la Los Angeles. Los Angeles, ce mașină frumoasă. Da. Un moment emoționant pe care tu l-ai trăit acolo, faptul că ai fost la mormântul lui Michael Jackson, da. Cel pe care deci tu iubești foarte mult. Așa... Ce ai simțit? Spune-ți sincer. Dar nu îl iubesc numai eu, îl iubește atâta lumea. Nu te-ai fi gândit să și cânți ceva? Uite, dacă ar fi fost să cânți acolo la mormântul lui Michael Jackson, păi asta ce ai fi gândat? Asta m-am rugat de colegul. Ia cântă-ne acum puțin. Ne cânți puțin din piesa care te-a consacrat. Așa, două, trei versuri. Păi nu, dar n-am vrut eu să cânt. Am vrut să-mi cânte el mie. Da. Noi acum te rugăm pe tine să ne cânti. Să fii acolo la Michael, ce ai fi cântat? Acum nu vine ce am, nu vine în cap ce ar fi trebuit să cânt. Că vă dați seama cum compuneam înainte. Dar piesa care te-a consacrat trebuie să spui, măcar introducerea. Înainte să moară Michael Jackson. Da, vreau așa cu intonația aia, exact cum e pe piesă, da? Păi înainte să moară Michael Jackson. Așa. M-a sunat pe mine și a spus: Piticule, cântă tu melodia în memoria mea. Ram pam 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 tararam pam 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 pam. Da, e genială, eu vreau să spun că na 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 na. Vreau să spun ceva, eu ți-am făcut promovare, să știi. Eu ți-am făcut promovare atunci când a ieșit piesa cu tine. Da, uite, nu știam. Nu știu câtă lume știa în momentul ăla piesa. Eu am primit-o de la Cerebel piesa acum vreo 2 ani de zile și mai el știind că eu sunt fan Michael Jackson, mi-a trimis piesa, da. Și eu am cântat piesa asta în toate platourile de televiziune. Am cântat-o la matinal, că atunci pe vremea eram la matinal cu Nasrin. Am pus-o, am ascultat piesa, am intrat pe ea, efectiv, pentru că mi s-a părut foarte haioasă ideea. Mie îmi place foarte mult de Don't Care About Us. Și mi s-a, de-aia spun că am pus și eu o cărămidă la deci cariera ta. Deci mulțumesc frumos. Deci uite, nu am știut până acum. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Uite ce bucurie mi-ai făcut. Da. Cam asta am vrut să spunem. Noi îți mulțumim deci foarte mult. Deci toți prietenii tăi erau cu melodia mea, nu? Toți prietenii mei erau cu melodia ta. Eu am postat melodia, am pus-o și eu pe anumite acorduri pe Instagram, peste tot, pentru că mi s-a părut foarte haioasă piesa și ne-am distrat foarte mult pe ea. Mulțumim tare mult, Mihăiță, și te mai așteptă și data viitoare să din toată inima pentru invitație. Și de câte ori vreți, eu sunt prezent la voi în emisiune să facem lumea fericită. Se știe, să cântăm melodii. Și eu zic să mai facem o melodie de la Michael Jackson. Nu știu, gândește o piesă care îți vine bine și fă. Am ceva. Ai ceva, pregătit, da? Hai că așteptăm cu drag. Dacă tot ești fan și l-ai iubit atât de mult și îl iubești. Păi, arată-mă un român de la noi din România. Arătați unul. Uite, el e cel mai mare fan. Ok, fii atent, ești mai răi ca mine? Da. Nu știu, dar bine, arătați și mie un român cel mai mare fan. Da, cel mai mare fan român de la noi din România, că eu sunt din România, care da? Și român. Care a fost la mormântul lui Michael Jackson? Vreau să văd și eu. Corect, n-a fost nimeni. Da. Mihăiță Piticu e numărul 1.